Am ajuns la... Sărim așa tot timpul, dragă. Am ajuns la Mondiale din 94. Ai și acum regretul că am pierdut cum am pierdut meciul cu Suedia și că n-am ajuns în semifinale, n-am făcut mai mult decât am făcut. Cred că, în primul rând, ar trebui să îmi exprim sentimentul de satisfacție și bucurie pentru performanța obținută. Performanța extraordinară. Dar așa suntem noi. Noi nu judecăm că am ajuns până acolo. Zicem, bă, dar de ce n-am urcat mai sus? Ovidiu, dacă o iei după ce ne doream în acel moment, pentru că nici o clipă nu ne-am imaginat că putem să ajungem unde am ajuns, da, există un regret și există regretul că practic vine acest regret și din vinovăția care mi-am acordat-o mie, în sensul că poate dacă eram mai inspirat făceam anumite schimbări. Chiar acum aici la tine în redacție cineva mi-a transmis o anumită informație legată de Bogdan Stelea. Evident că sunt momente pe care le regreți. Mai pot spune că dacă eram inspirat și puteam să îl blocăm pe fundașul dreapta suedez de la acea vreme, să nu mai dea acele centrări în careu, poate că era altul rezultatul final. Una peste alta mă întorc și spun, a fost o performanță deosebită în condițiile în care noi nu ne așteptam să ajungem. Ne doream, dar nu ne așteptam să ajungem atât de sus. Da, mi-aduc aminte că Pele credita Columbia cu șansa de a deveni campioană mondială. Noi am bătut-o practic fără drept de apel. Spune-mi, regret și acum că n-ai avut inspirația să-l folosești titular pe Stella în meciul ăla, care totuși era mai înalt, poate că ar fi reușit. Așa, ne învârtim în jurul cozii de 25 de ani să respingă centrarea aia la capul lui Kenneth Anderson. Ca să vă enervez pe toți și pe tine în primul rând, nu regret. Dar sunt conștient că Stella poate ar fi avut o șansă în plus la penaltiuri. Să fi schimbat pe Prunea la penaltiuri. Pe finalul jocului, înainte de a ajunge la acele penaltiuri. Blestemate. La blestematele penaltiuri. Haideți să fim sinceri, în meciul anterior Florin jucase foarte bine și avusese o prestație bună. Cum de altfel și Stelea în primul meci, dacă nu mă înșel, am început cu el, nu mai mi-amintesc exact, avusese și el prestații foarte bune. Deci, din punctul ăsta de vedere, amândoi meritau să joace, dar poate pe acele momente de final de joc cu Suedia, acele penalturi, poate era bine să iau asemenea de... Totuși, în America, ții minte, am pierdut urât, să zic așa, meciul cu Elveția 4-1. Iar Dan Petrescu, dacă ți-aduce aminte, la un moment dat a spus că s-a pierdut meciul și pentru că pe banda lui dreaptă n-ai asigurat, era un, cum să spun, un atac voalat la tine, n-ai asigurat pază suficientă pe banda dreaptă în fața lui. Ți-aduce aminte de declarația asta? Nu mi-aduc aminte, dar cred că Dan Petrescu putea să spună acest lucru și în felul lui probabil se referea la faptul că în partea dreaptă, mijlocaș dreapta, era Gică Hagi, care, mă rog, era prea atras de atac ca să vină înapoi. Era mult mai mult un atacant decât un mijlocaș care să asigure și securitatea flancului drept la Dan Petrescu. Dar trebuie totuși să iei în considerare că aveam la mijloc pe Lupescu, pe Gică Popescu, care, printre altele, înclinau mult și trebuia să țină echilibru în partea dreaptă. Dacă o spunea Dan Petrescu de astăzi, antrenorul, o luam în calcul. Dacă spune Dan Petrescu, jucătorul, dacă a spus-o Dan Petrescu, jucătorul, chiar n-am luat-o în seamă. Bă, Lăcătuș, l-ai nedreptățit că nu l-ai luat la... Mare nedreptate i-am făcut și lui Lăcătuș. Și am mai spus lucrul ăsta, am greșit, mi-am cerut iertare, dacă poate, sau scuze, dacă... și m-a bucurat enorm de mult că am simțit că chiar m-a înțeles și m-a iertat. I-am făcut cea mai mare nedreptate că nu l-am luat în Statele Unite. Acea, da, acea nedreptate... Mai ales că în Italia 90 jucase, marcase cu URSS,